Holul mare al Bibliotecii Județene a îmbrăcat ieri haine multicolore, iar cei care au adus această explozie de culoare sunt 12 pictori talentați. Ne bucurăm că putem să găzduim cel de-al doilea ciclu din activitățile Cercului Culorile Copilăriei condus de doamna Narcisa Barbu. Așa cum am promis, astăzi ne prezentăm cu colecția din ultimul an a copiilor, a grupei mari. Sunt copii foarte talentați și sensibili, sunt la o vârstă când își caută reperele, o vârstă foarte grea, mai ales pentru părinții lor, pentru ei ca o explozie așa de artificii, dar sunt copii minunați și sigur vor fi niște tineri minunați. În cele peste 70 de lucrări reunite sub genericul emoție și culoare, cei mici au imortalizat toate frumusețile naturii. Este a treia expoziție, pentru că sunt de mai mult timp la doamna Narcisa și mă simt emoționată ca de fiecare dată, pentru că de fiecare dată mă simt de parcă ar fi prima dată, dar e o experiență pe care o trăiesc în fiecare an și este superbă. Cel mai tare mă inspiră mediul înconjurător, florile. O ocazie să vadă și alți oameni ce pictăm, să se bucure și ei de picturile noastre. Spune cum ți-ai descoperit talentul pentru pictură. Păi îmi plăcea foarte mult să pictez și am avut o colegă care era deja la doamna și m-am vorbit cu ea și m-a luat și pe mine. Pasiunea pentru pictură când ți-ai descoperit? Foarte de mult, de când sunt mică. Da. Și alături de doamna, de când ești? De aproape un an. Intenționez să particip și la alte expoziții? Da. Astăzi particip la această expoziție cu floarea soarelui, iris. Pe mine mă inspiră florile și anumite peisaje. De când ți-ai descoperit talentul pentru pictură? Că știu că tu ai o înclinație spre partea asta artistică. Păi, de 4 ani... Fac pictură. Este a treia mea expoziție. Da. Și am fost și la un concurs de pictură. Cu lucrări cu flori, cu olt, cu frunze din pădure, cu pădurea. Este prima ta participare la o expoziție? Da, și sunt foarte entuziasmată. Tablourile micuților vor rămâne pe simezele Bibliotecii Județene timp de 3 săptămâni.